Odată cu răcirea vremii, medicii se așteaptă la o creștere rapidă a numărului cazurilor de viroze respiratorii, inclusiv de gripă. Persoanele în vârstă, copiii și bolnavii cronici sunt cei mai expuși pentru că sistemul lor imunitar este mai fragil. Direcția de Sănătate Publică Galați recomandă pentru perioada anotimpului friguros să se evite zonele aglomerate, precum și contactul cu persoanele bolnave, să se păstreze o igienă strictă a mâinilor. Medicii spun că foarte importantă este și alimentația, care trebuie să fie bogată în fructe și legume proaspete. De asemenea, cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor este vaccinarea antigripală recomandată tuturor persoanelor începând cu vârsta de un an. În ceea ce privește campania de imunizare, în județul Galați, 18.000 de doze de vaccin au fost distribuite către medicii de familie, care au început vaccinarea și, în plus, s-au luat măsuri pentru monitorizarea cazurilor de viroze respiratorii. Vaccinul a fost achiziționat de minister cu o întârziere de 2 săptămâni. În momentul în care dozele de vaccin au ajuns la Galați, noi imediat am început campania de imunizare. Nu putem să spunem că a început târziu campania de imunizare. O să vă precizez că după imunizare, organismul are nevoie de 14 zile pentru a se crea imunitatea organismului. Iar conform datelor statistice, la nivelul județului Galați, primele cazuri de infecție cu virus gripal apar la sfârșitul lui decembrie, începutul anului, luna ianuarie. Conducerea Direcției de Sănătate Publică Galați a confirmat că până în prezent nu s-au identificat cazuri de gripă și nu s-a înregistrat circulația virusurilor gripale.